Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit din nou la o călătorie prin lumea scepticismului. Am o mântră mai amărâtă astăzi. Trebuie să revin asupra unei chestii despre care îmi propusesem să nu mai discut. Pentru că atunci când, nu știu cum să zic, prefer să zic doar, depășește o anumită valoare, parcă nu-ți mai vine să mai comentezi. Există un anumit nivel până la care mai merită să faci oarece comentarii. Nivelul respectiv a fost atins în emisiunea de săptămâna trecută, cu pendulul, cu apa energizată, cu forma de piramidă a moleculei de apă și așa mai departe. Dar nivelul acela de a fost depășit încă o dată, bineînțeles, de același post de televiziune, Zero TV. A dedicat o întreagă săptămâni acestui subiect. Vine cometa, ne mănâncă, ne stârpește, murim cu toții, adio. Adio și n-am cuvint. Este incredibil. Este de-a dreptul incredibil. Sunt convins că persoana care realizează această emisiune a apucat să vadă oarece reacții, a apucat să vadă oarece argumente împotriva celor spuse de domnia sa. Pare să nu le ia în seamă. Este încântat că are audiență mare, în schimb. Și într-adevăr, emisiunea respectivă pare a avea oarece audiență pentru că nu duce lipsă de telefon. Dar să vedeți, omul are o justificare pentru toate afirmațiile pe care le face în timpul acestei emisiuni. Haideți să urmărim măcar o parte din aceste argumente. Am obosit să discut despre prostia și mocirla în care ne bălăcim odată cu toată presa română sau aproape toată presa română. Am obosit cu politica, am obosit cu jegurile care se pretind a fi liderii României, nu toți, ca să nu merg cu proștii la tribunal. Și atunci mie mi se pare că măcar vremelnic, măcar pentru anumite perioade, putem să ne descătușem mințile și să ieșim din ceea ce vor ăștia să ne țină permanent în mermeleala asta lor politică și să discutăm lucruri care s-ar putea să ne influențeze de adevăratele viața, definitiv, irevocabil și fără influență politică. Sper din tot sufletul și îmi fac cruce de fiecare dată când spun asta, ca nimic din ce am vorbit să nu fie aievea. Sper din toată inima ca nimic din ce am spus și ce am arătat să nu se întâmple. Pentru că dacă ar fi și jumate real din ce am spune noi, s-ar întâmpla așa peste o săptămână, două sau trei, planeta și odată cu ea noi, omenașii de pe ea, am avea de suferit foarte mult. În egală măsură vă spun că subiectele astea le abordez pentru că am și simțământul și convingerea, mental vorbind, că ceva major și atipic, nemai întâlnit până acum în istoria pe care noi, oamenii, o știm pe pământ, se întâmplă. Dacă n-aș fi convins intim de acest lucru, n-aș face astfel de emisiuni. Și închei prin a vă spune, dincolo de jignirile unora sau de aprecierile altora, că un om informat, un om provocat la dialog, un om provocat la a se documenta, acești oameni valorează cât doi. Da, un om documentat valorează cât doi. Este adevărat. Depinde unde te documentezi, stimate domn. Pentru că există surse bune de documentare, cum există și surse idiote de documentare. El este obosit cu jegurile, e obosit cu prostia și el face, încearcă să iasă din tipar pentru a realiza o asemenea emisiune. N-am cum să calific eu această emisiune. Cred că dumneavoastră o faceți mai bine decât aș putea să o fac eu vreodată. Un om documentat face cât doi. El s-a documentat. S-a documentat complet aiurea. Mărturisesc că și poate avem timp pe parcursul acestei emisiuni, chiar să vă dau un exemplu despre ceea ce ar putea să însemne documentare. Să vedeți că emisiunii lui există riscul. Există riscul pentru emisiunea realizată de acest domn foarte agitat să-i se pună punul în gură.
există riscul ca trepanații să-i pună pumnul în gură. Îmi place ce limbaj colorat poate să folosească. Un limbaj demn de un domn foarte agitat. Emisiunea aceasta este o emisiune unică în peisajul audiovizual din România, pentru că și în România s-a cam pus pumnul în gură celor care vor să vorbească despre lucruri serioase. Sunt vor fi suficient de mulți trepanați care vor spune că vorbim vorbe prostii și speriem lumea. Da, sunt destul de mulți trepanați care spun că domnia sa vorbește prostii. Eu mă număr printre ei. Sunt trepanat și într-o parte și într-alta, și pe aici și pe aici, peste tot sunt trepanat. Adevărul e că și pe Facebook am postat una dintre emisiunile domniei sale, așteptând comentarii. Mulți dintre prietenii mei au mărturisit că n-au putut să urmărească mai mult de 5 minute din elucubrațiile rostite în aceste emisiuni și înțeleg. Eu am nevoie de foarte mare răbdare, dar sunt obligat prin natura meseriei mele, prin natura profesiei, să-l ascult până la capăt pe Senatul Domn. Poate, eu știu, are vreo chestie genială, poate îmi aduce la cunoștință un lucru despre care nu știam. Dar să vedeți, poate începutul sfârșitului, suntem noi proști, dar poate a venit începutul sfârșitului, gândiți-vă, dragii mei prieteni, dacă nu luăm măsuri la timp, ce rău o să ne fie. Eu și Măicuța Domnului să nu fie nimic. Însă poate va fi începutul sfârșitului pentru foarte mulți dintre noi. Nu știm. Ăsta este scopul pentru care discutăm, acesta este scopul pentru care am prieteni care își construiesc buncăre, mini adăposturi, am prieteni și cunoștințe care de foarte mult timp, un an jumate, doi, merg în așa zise drumeții prin munții patriei Pacilișa, prin Bucegi, prin Retezat, prin Parâng și caută pentru familiile lor, pentru găștile lor, pentru prietenilor, caută adăposturi care să le ofere o șansă în plus în momentul unor astfel de calamități grozave, unor astfel de grozăvenii care ar putea să cadă din cer asupra noastră. Ce să vă zic că... Deci el are un argument. Evenimentele posibil să se întâmple din cauza că prietenii domniei sale, mănânc care are foarte mulți prieteni, își caută deja adăposturi, caută să se ascundă prin peșteri, prin tot soiul, își fac bunchere ca să se apere de cataclismul ceva să vină. De fapt, să vedeți ce se întâmplă. Această emisiune o realizez, o înregistrez, mai bine zis, în ziua de 27 septembrie. Deja afară n-aș fi trebuit să mai văd nimic, pentru că tot el ne-a anunțat, și chiar și în emisiunea asta din care am luat citate pentru această emisiune, ne-a anunțat că, domnule, nu o să mai vedem soarele, o să fie un întuneric total timp de 3 zile. Bineînțeles că nu se întâmplă nimic. Poate că din cauza că domnia așa și-a făcut cruce și a fost să evitat cataclismul, poate din cauza că el și-a dorit să nu se întâmple așa. Mă tot gândesc că, desigur, pot să am și eu miliarde de tipuri de cataclisme, unele care nici nu ar trece prin cap și se pot imagina catastrofe extraordinare cu argumente științifice, între ghilimele. Adică, poți să iei date din zona științei, să te joci frumos cu ele și să le transformi în argument pentru, eu știu ce, teorie apocaliptică. Numai că, vedeți dumneavoastră, dacă eu aș crea asemenea scenarii, aș avea un minim de prudență. Aș pune scenariul respectiv, apocalipsa respectivă, undeva peste vreo 50 de ani. Și voi susține că lucrul ca atare, catastrofa respectivă, se va întâmpla. Bănesc că nu sunt peste, după ce plecat voi fi din lumea aceasta, că respectivul cataclism nu se va întâmpla. Dar câtă vreme voi trăi, voi putea aduna o audiență destul de mare, nu numai în România, ci peste tot în lume există oarecare aderență, oarecare pasiune în asemenea teorii catastrofice, în asemenea dezastre, în asemenea apocalipse.
Să vedeți dumneavoastră, el are argumente tari. Să nu credeți că nu vine cu argumente. Știați dumneavoastră, mai dragi prieteni mai, mai dragi telespectatori, știați dumneavoastră că deja ceva se întâmplă cu orbita Pământului datorită cometei Eleni? Pun pariu că habar n-aveți. Și asta din cauza că sunteți prostiți de către alte televiziuni care nu doresc să trateze teme serioase, cum, așa ne spunea domnia sa, emisiunea sa tratează teme serioase. Ia să vedeți dumneavoastră că deja suntem afectați și dovada este clară. În Groenlanda soarele a răsărit în acest an cu două zile mai devreme. S-ar putea să întâlnim naivi care să întrebe cum a răsărit bă soarele cu două zile mai devreme în Groenlanda când el răsare în fiecare zi. Nu. Nu. În Groenlanda soarele nu răsare în fiecare zi. Soarele răsare o dată pe an. Într-o singură zi și spre cer 6 luni de zile. Așa e în Groenlanda. Se numește ziua polară și apoi este urmată de noaptea polară. Soarele apune o singură dată. Anul acesta, după toate datele și după toți cercetătorii care se uită pe cer de pe la Galileo Galilei încoace, și Copernic și alții, anul ăsta soarele, științific vorbind, a răsărit cu două zile mai devreme în Groenlanda. Nu dă nimănui de gândit? Nu. Bine. Chiar nu dă nimănui de gândit? Ba, și m-am pus pe gânduri și m-am gândit și mă tot cu două zile mai devreme. Parol. Da, într-adevăr, în tabloidul Daily Mail chiar a apărut această informație care a fost preluată de la un post de radio local din Groenlanda. Vedeți, dumneavoastră, n-am stat să piculez știrea. N-am stat să o analizez în detaliu. Vedeți, dumneavoastră, a răsărit mai devreme soarele în Groenlanda. Păi nu trebuia să avem probleme cu răsăriturile soarelui și pe aici, pe la latitudinile noastre. Sau numai Groenlanda a luat-o în aiurea, odată cu Pământul, pe orbita sa, și și-a modificat momentul de apariție a zilei. De fapt, explicația fenomenului este relativ simplă. Chiar ziarul Daily Mail o dădea punând-o, citând niște astronomi din Viena, dacă nu mă înșel. Și acolo se vorbea despre lucruri cât se poate de simple. Soarele se raporta la orizont. Orizontul ca atare s-a modificat din cauza că nu mai avem același strat de gheață, nu mai avem aceeași bancheză polară. Dar nu numai asta, ci și faptul că în condițiile locale de temperatură pot să apară niște iluzi optice similare celor care apar în deșert cu Fata Morgana. Soarele este sub orizont, dar datorită refracției produse de atmosferă, apare. El este în continuare sub orizont și el apare. Nu este nicio problemă. Explicația o găsea ușor. Mi-a luat câteva minute ca să o găsesc. Nu e niciun fel de problemă. Dar, domnule, cu două zile mai devreme, deja lucrurile sunt grave. Lucrurile sunt extrem de grave și trebuie să fim atenți. Catastrofa se apropie. Se apropie cu pași repezi de noi și... Dar să te prostiți în continuare. Ni se țin ascunse niște informații care eventual ne-ar putea salva. Noi suntem prostimea. Se vor salva numai bogătanii, numai inițiații care deja își construiesc adăposturi. Mai vorbea el, repeta în ambele emisiuni, cred că a zis că populația planetei există un program. V-am mai povestit eu, ne povestea același personaj agitat, de reducerea populației planetei la o zecime din câtă este astăzi, ca să, mă rog, n-am prea înțeles eu de desubturile, n-am prea înțeles eu argumentele. Dar haideți să vedeți ce ne mai spune domnia sa. Foarte posibil ca pentru 3 zile soarele să fie eclipsat de Elenin. O altă dată greu
de grea încercare, spun specialiștii, va fi data de 17 octombrie. În episodul precedent am vorbit despre ea. Elenin și Pământul se apropie atât de mult până când ajung la 0,232, cea mai mică distanță, 0,232 unități astronomice, unul față de celălalt. Și dacă Elenin este într-adevăr o stea pitică, așa cum spun unii specialiști, se poate lua în calcul și o modificare a orbitei Pământului. Mi-e și frică să încerc, mi-e frică să mă gândesc sau să încerc să explic oamenilor, pentru că vreau să mă credeți că m-am documentat, am citit suficient de mult ca să nu spun prostii atunci când nu spun, când nu știu, tac, dar când știu ceva spun, ca să vorbești despre modificarea orbitei Pământului, înseamnă să vorbești despre un necunoscut care începe în secunda aia. Odată ce ai mutat orbita planetei Pământ, a casei noastre, înseamnă că ai mutat adresa în spațiu. Înseamnă că i-ai mutat drumul, i-ai mutat autostrada. Nu mai merge pe unde a mers milioane de ani. Da, că nu știe, taci. Păi, băi, frate, ce să ne zic? Păi ar fi trebuit să tacă toată emisiunea. Nu așa? Numai, și o să vedeți că asta cu distanța față de apropierea maximă de 0,232 unități astronomice înseamnă la o socoteală rapidă așa, vreo 35 de milioane de kilometri, care e o distanță imensă. El o dă în unități astronomice ca să pară foarte mică, e cu zero în față, deci o distanță foarte mică și va modifica orbita Pământului și orbită modificată fiind deja, ați văzut? La Groenlanda, cu două mai devreme răsărit ziua, dar mă rog, Pământul trebuie să fie răsucit cumva ciudat, așa, ca să se, cum să spun eu, să aibă efect strict asupra zonei respective și să nu influențeze răsăriturile de la alte latitudini, de la latitudinea noastră. Ajunge să spună că este o stea pitică. Doamne Dumnezeu! Păi stați că nu v-am dat eu emisiunile în care vorbea de planeta Nibiru, că asta e de fapt planeta Nibiru, care vine dintr-o a 11-a dimensiune, a spațiului, se ascunde, se strecoară, vine numai ca să ne facă nouă rău. Dacă nu știe, omul tace. Dacă nu știe, el se documentează. Pentru mine, iarăși, este un mister felul în care se documentează. De fapt, știu. Pentru că, dacă veți da și noastră căutare după Elenin, veți găsi, cu siguranță, o sumedenie de bloguri, o sumedenie de locuri în care tot soi de personaje bat câmpii. Bat câmpii. Bat câmpii. Principiul este, dacă e scris, este adevărat. Eu, ca om agitat, nu trebuie să verific informația respectivă. Păi dacă o verific ce se întâmplă, v-ați spus chiar mai devreme. Dacă nu știe, tace, domnule. Ce bun ar fi fost o tăcere mai lungă așa. Ce bine ar fi fost să trateze alte subiecte, dar nu și-a dat seama că apocalipsele dezacordă intenționat. Apocalipsele dă bine la public. Este intenționat, a fost intenționat dezacordul pentru că n-am vrut să folosesc dialogurile, părerile pe care și le dădeau telespectatorii legat de respectivul subiect. Ar fi meritat. Ar fi meritat, dar nu are rost. Mai bine să-l ascultăm pe domnia sa. Haideți să vedeți ce ne mai spune, pentru că avem de-a face cu o cometă extraterestră. Nu o cometă, o navă extraterestră. Cercetătorii ruși, vă spuneam, cred că această cometă misterioasă, care din senin amenință viața pe Pământ, este controlată de o formă de inteligență superioară, adică telea în traducere de extraterestri. Altfel, nimeni nu-și poate explica, spun rușii, schimbările bruște de direcție pe care le are în drumul său spre Pământ. Aceleași idei le vehiculează mai așa, cu ciocul mic, pentru că la ei e mai greu, la Beijing, în China e mai greu, dar transpiră și de acolo informații. Și astrofizicienii și astronomii chinezi, ca și specialiștii în apărare militară, specialiștii în tehnică de luptă de apărare a spațiului aerian chinez, spun la fel, același lucru. Dom'le, nu e în regulă. Asta nu este doar o cometă. Se pare că în spatele ei este o minte inteligentă, pentru că ea ține legătura, au existat, o să discutăm în episoadele viitoare, despre faptul, și o să vă pun în premieră la OTV, să auziți cu urechile dumneavoastră, mesaje
inteligente, mesaje radio inteligente captate cu radiotelescoape de mare putere tocmai de pe această cometă Elenin. Ori în mod normal o cometă nu emite mesaje radio. Este adevărat că o cometă nu emite mesaje radio. Deci este o navă extraterestră. Și s-a documentat omul, el știe. Și a modificat traiectoria cometa. Bine, repet ce am zis și acum 3 săptămâni. Cometa asta e urmărită de foarte mulți entuziaști, de foarte mulți astronomi, amatori. N-ar fi fost, cum să spun, greu să descopere modificările astea surprizătoare de traiectorie. A fi știut, nu se putea ține secret. Pentru că mai au și alții telescoape pe lumea asta. Adevărat, nu prea multă lume pe planeta asta are un post de televiziune de talia unei zero televiziuni. Este adevărat că nu peste tot în lumea asta există oameni atât de agitați care sunt în stare să spună cu seninătate tot soiul de aberații. Dar, stați o secundă, omul s-a documentat. Omul s-a documentat chiar la NASA. Chiar la NASA! Haideți să vedem secvența cu pricina. Că planeta va fi lovită de un corp ceresc, impactul fiind uriaș, data este de 16, și acum iată documentul pe care vi l-am propus ca să vedeți legătura. Acesta, oameni buni, este o pagină, o bucățică dintr-o pagină a site-ului agenției americane NASA. O să las documentul să vedeți, colegii mei l-au produs în așa fel încât să scoată în evidență ceea ce ne interesează pe noi. Vă rog să urmăriți cu mare atenție. Mai dați-l o dată pe tot ecranul. Iată, acesta e documentul. Priviți cu mare atenție, zona încercuită nu ne aparține, nu am făcut noi săgeata, noi am făcut această mișcare și iată, ora 19:50 de minute, octombrie 2011, ziua 16. Rămâneți așa în stop cadru. Repet, este close approach data, este data de apropiere maximă față de Pământ a acestui corp ceresc numit de noi Elenin, descoperit în decembrie 2010 de un savant rus. Vă repet, 19:50 de minute, ora Statelor Unite, ora de la Washington, ziua 16, luna octombrie, anul 2011. Dacă nici acum nu suntem luați cât de cât în serios, înseamnă că discutăm singuri, iar telespectatorii noștri au o mare problemă de înțelegere. Vă repet, este data estimată cu oră, cu minut, cu zi, cu an, cu lună, de către cercetătorii de la NASA, în data de apropiere maximă, dați plasma, data și ora apropierii maxime a lui Elenin de Pământ, ora 19:50 de minute, 16 octombrie 2011, cu aici aveți ora, minutul, ziua, luna și anul în care americanii spun că Elenin va fi extrem de aproape de Pământ, nici ei nu știu care este distanța la care se va petrece acest eveniment istoric. Da. Deci avem un document NASA. Într-adevăr, dacă dați o căutare după JPL, NASA, Near Earth Objects, Elenin, veți găsi tabelul cu pricina. Care îl face recomandarea, documentați-vă, dragii mei prieteni. E bine, da, domnule, există un moment de apropiere maximă de Pământ, dar nu înseamnă aproape de Pământ. Înseamnă, cum spuneam mai devreme, foarte departe de Pământ. Vreo 35 de milioane de kilometri. Dar haideți să intrăm și noi pe site-ul NASA, pentru că m-am pregătit. Iată! Tot Jet Propulsion Laboratory, Comet Elenin pose no threat to the Earth. Nu pune nicio amenințare, nu exercită sau nu amenință Pământul. Iată! Asta nu e știre de la NASA. Este. Dar vedeți dumneavoastră, decât să ne apucăm noi să ne documentăm. Nu-i așa? El dacă nu știe, tace. Tace dacă nu știe. Și așa cum spuneam mai devreme, ar fi trebuit să tacă o întreagă emisiune. Dar lucruri simple, lucruri evidente. A știrei din 16 august 2011 există și altele. Și aici chiar se dădeau răspunsuri, cum vedeți și dumneavoastră,
la întrebări legate de această cometă Helene. Uitați, spune, distanța minimă va fi 35 de milioane de kilometri, ceea ce înseamnă de 90 de ori mai mult decât distanța Pământ-Lună. Și acest obiect, iarăși vreau să vă spun că este unul de dimensiuni foarte mici, are diametrul de 3-4 km, dacă mai fi rămas atâta diametrul, pentru că este un fel de zăpadă murdară, zăpadă în care s-a băgat oarece pietriș. Și aici se răspundea la absolut toate întrebările. Dacă personajul nostru agitat ar fi intrat cu adevărat pe site-ul NASA, dar nu, el a intrat pe site-ul vreunui blogger care făcuse și sublinierea respectivă, cu săgeată, cu nu știu ce, omul nu știe cu ce se mănâncă cifrele de acolo și vine și le servește publicului larg, care nu așa trebuie să fie deșteptat. Nu trebuie să se fie prostit sau tembelizat cum este la alte posturi de televiziune. Acest post de televiziune, Zero TV, fiind, cum să zic, un fel de far care luminează întreaga țară în scopul ridicării nivelului populației. Of, groaznic. Groaznică. Groaznice aceste întâmplări. Nu știu acum și ar trebui cândva discutat ce îl îndeamnă numai audiența, dar nu este ceva care ar trebui să-l oprească, un dram de conștiință, un dram de deontologie gazetărească, nu ar trebui să-l oprească. Pe urmă, cei care cred ce le se spune pe acest post de televiziune, și postul ăsta este faimos prin năzbâtiile care le-a propagat de-a lungul timpului, cum de mai rămân așa de mulți telespectatori, cât se zice, pentru a urmări asemenea emisiuni? Nu știu, pentru mine mărturisesc că este un mister. Ar trebui CNA-ul să ia atitudine? Nu, aici e o problemă de libertatea presiei. Omul trebuie să spună orice năzbât îi trece prin minte. Dar cred că ar trebui făcut altceva. Reacțiile noastre să fie mai vehemente. Reacțiile noastre să fie mai directe. Au încercat câțiva să intre în emisiunile domniei sale, au fost repeziți foarte repede, au fost etichetați trepanați, proști, tembeli, mă rog, limbajul pe care îl cunoașteți dumneavoastră că îl posedă acest domn extrem de agitat. Dar ce trebuie făcut? Pentru că știu oameni care se sperie. Cunosc oameni care sunt speriați deja de amenințarea pe care o reprezintă cometa Helene asupra vieții pe această planetă. Eu trebuie să închei această emisiune. Mai am doar câteva secunde, dar vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.